Oameni buni, a venit momentul să se umple platoul de arome. E timpul pentru cozonacul de aur. Așadar, e timpul să intre judecătorii de la Curtea Supremă a Cozonacilor. Îl avem alături de noi pe președintele completului de judecată, celebrul domnea Vasile. Bună ziua! Să trăiți, domnea Vasile, ce faceți? Ați mâncat vreodată cozonac și să vă îmbătați? Nu. Astăzi avem cozonac cu îmbătat, nea Vasile. Nu mai spune. Păi... O să vedem cum e. Ce mai faci, mă, nea Vasile? Ce-ți, mama Cătărină? Bine. Cum merge treaba? Merge la cozonocărie? Da, da. Merge? Da, da, da. Se mișcă cozonacul? Se umflă la nea Vasile. Foarte bine, nea Vasile. Miroșa cozonac, jur. Păi da, cum? Nea Vasile are un puternic miros de cozonac cu scorțișoară și cu tot felul de arome. Bravo, nea Vasile. Nea Vasile, să fii intransigent. Cum trebuie. Așa să fie. Da, perfect. Mergem mai departe și la dreapta lui nea Vasile, într-o robă colorată, un magistrat incoruptibil în privința cozonacilor, șef Alex Cârțu! Salut. Salut, Alex. Vreau să fii sincer cu mine. Roba asta ți-ai făcut-o din rochia Mirei, care a venit săptămâna asta la noi? Cine a văzut ediția cu cozonaci știe despre ce vorbesc. Mira a avut la fel, o tunică ca a ta. Încă mai plătesc pentru întrebarea de ieri, nu? Încă, da, 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 da. Nu te-a supărat, poți să-mi zici ce culoare ai pe tine? Da, asta? Da, da. Alb închis. Alb închis, am înțeles. Perfect. Vreau să vă spun că Alex Cârțu, oameni buni, a adus astăzi o super prăjitură, un carrot cake. Foarte bun, jur, am mâncat două felii uriașe. Mă bucur. Foarte gustos. Foarte gustos, foarte bun, bravo. Luni vă aduc de mâncare, ceva serios. Da? Da, că începem cu cârnați, cu șorici. Aduci așa ceva? Deci luni aduci? Da, da. Duminică da. Nu mai mâncăm nimic. E bine. Perfect. Mergem, oameni buni, și o prezentăm și pe juratul surpriză de astăzi, una dintre cele mai spumoase artiste, Vlăduța Lupău! Ce faci, Vlăduța? Bine, Măruță, bine! Cum să va? Cum să va? Să va bine? Să va très bien. Sunt foarte bucuroasă să fiu din nou în postura de jurat la Cozonac. Este... cu așa membri ai juriului, să mă întâlnesc cu tine, cu publicul de acasă. Soțul ce-ți face? Mă, cred că se uită la noi, n-a putut să vină de această dată și mai ales că nu știe că nu-l mai primiți aici pentru că așa-s regulile, dar se uită. Adică să ai să înțeleagă lumea, nu-l primim aici pentru că suntem din ce în ce mai puțini oameni și la modul ăsta. Am zis că așa regulile. Să ne înghesuim. Exact, exact. De asta. Exact. Dar rest ne e foarte dragă și îl salutăm dacă se uită la noi. Se uită. Ultima oară, stai să spun, am fost la sosurile picante și au zis, nu mai calci la Măruță. Sosurile picante. Da, uite că m-a lăsat. Exact, Vlăduța. Bun, haideți să iei un loc, pentru că astăzi vom gusta cozonaci, iar cozonacul de astăzi este unul spectaculos. O să aflați despre ce este vorba, uitându-vă la materialul pe care l-a pregătit Albertina Ștefan. Pentru că ea încearcă să impresioneze juriul cu un cozonac îmbătat, băi, ciucă, bă, îmbătat. Vedem cum îl prepară și apoi o primim în platou. Sper să nu ne îmbătăm și noi când îl gustăm, rămâne să vedem. Albertina Ștefan, am 27 de ani și sunt din Austria. Acolo m-am născut, iar de la vârsta de 20 de ani am venit în România și de atunci locuiesc aici. Astăzi am pregătit un cozonac însiropat. Cozonacul a fost printre ultimele lucruri pe care le-am încercat, că mereu mi se părea procesul atât de lung și complicat. Dar mi-am făcut curaj și am văzut că mi-a ieșit și atunci am zis că o să încerc în continuare, mai ales când celorlalți din jur le-a și plăcut cum a ieșit rezultatul. Aceasta este o rețetă mai mult compusă din diverse locuri, adică am luat câte o chestie din mai multe locuri. Cum a fost rețeta în Austria? Vă spun că a fost mai roz. Adică acolo nici nu am muncit. Până să vin în România am fost la școală, am stat cu părinții și nu am simțit cum e să trăiești într-o țară poate mai dezvoltată decât România și să văd diferența foarte clară acum comparativ cu munca. Dar
în ceea ce ține de educație, în ceea ce am cunoscut la alții aici, este o diferență foarte mare și mă bucur că părinții mi-au oferit această ocazie să pot să fac școala acolo. Toată familia mea încă este acolo și frații mei și părinții, doar eu m-am întors. Păi m-am întors pentru că am fost foarte tânără și fiecare la tinerețea lui își urmează sentimentele, iar eu mi-am cunoscut marea iubire și atunci am hotărât să vin aici în România să mă mut. Așa am luat credit și mi-am pus în formă. Mai trebuie lăsat puțin la crescut, după care dat cu ou, cu fulgi de migdale și apoi la cuptor. S-a răcit și acum îl introducem în sirop și facem baie. Ca să simțim gustul pe deplin și siropul când o să-l tăiem. Gata, acesta este rezultatul final, cam așa arată în siropat. Se poate însiropa după gust și ideal ar fi să fie lăsat peste noapte ca să își poată sustrage tot siropul unii aluat. Tăiem acum să vedem cum arată și la interior. Ai emoții? Puțin. Cam așa arată la interior. Acesta a fost produsul meu, cozonacul însiropat sau îmbătat. Aștept să vă revăd în platou și sper să vă placă. Așadar, să o cunoaștem pe cea de-a cincea concurentă de la Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun 2020. Să intre Albertina Ștefan! Iulica! Bravo! Bravo, Albertina! Bine ai venit! Nici sunetul n-a mai pornit când ai intrat tu! Ce faci, prietena noastră, Albertina? Foarte bine! Deci tu ai stat 20 de ani în Austria? Da. Și te-ai întors pentru că te-ai îndrăgostit de un român? Da, să zicem. Tu te-ai născut oricum, adică te-ai născut în Austria. Da. Ai stat până la 20 de ani, după aia ai venit în România. Da, și dragostea, am rămas aici. Dragostea, perfect. Urmează calea. Foarte frumos. Ia uite aici ce avem. Un cozonac care se numește un cozonac îmbătat. Da. Păi cu ce e îmbătat? Cu alcool. Exact, foarte bine. Deci avem, Alex, ce te uiți așa? Ea e Albertina, el e Alex Cârțu, domnul Nea Vasile și mlăduța lui Pau. Îmi pare perfect. Haideți să ne uităm puțin la cozonac, îl analizăm și mai povestim, da? Să te cunoaște mai bine, Albertina. Da. Se uită acum prietenii, neamurile, toată pe Pro TV Internațional în Austria. Toată se uită lumea. Toată lumea, familia, perfect, foarte sigur. Bine. Iată-l pe domnul cozonac, care este îmbătat astăzi. Prima dată la noi se analizează aspectul, după care gustul, bineînțeles. Haideți să vă aduc cozonacul. Nu de alta, dar sunt convins că o să-l scoateți dumneavoastră din tavă să vă uitați. Stai să-mi iau și eu mânușile de chirurg. Ia zi, Nea Vasile, cum arată? Arată spre foarte bine. Deci spre foarte bine? Da. Eu uz, Albertina, e un lucru bun. Dar că mai trebuie. Arată spre foarte bine. Un pic la copt, da? Parcă mai trebuia, dar o vedea. Ia vezi, Alex. Ia vezi, Alex, tu ce părere ai? Cum arată? Arată bine. Cozonac. 27 de ani. Iartă-mă. Dar ți-am ghicit gândul, ți-am răspuns la gând eu, de fapt. Mi-a dat un mesaj înainte de cine a intra. Maria. Ți-a dat Maria mesaj? Da, da. Și noi suntem așa la televiziune aici, noi te ispitim să zici lucruri. Mi-a zis și că cam drăguță fata de azi. Foarte drăguță. Și, da. Albertina, 27 de ani. Se prezintă bine, să știi, așa. Da, uite, înmuiat. Perfect. Par. Totuși citesc gândurile, o știi? Îmbătat. Să vedem și cât. Deci de la aspectul exterior arată bine, e prezentabil. Arată bine. E un cozonac care ar putea să meargă mai departe la competiția de frumusețe. Da, cozonac. E ok. Da.
Albertina, bine. Să știi că până acum nu toți cozonaci au fost lăudați la modul cum arată. Și apropo, să știți că avem un cuptor ca și premiu pentru cine va câștiga finala. Ia zi, Vlăduța. Mi se pare că arată foarte bine. Mi se pare un pic cam îmbătat. Păi zice de asta că e și cozonacul îmbătat. Ia, arată așa siropar. Mânușile. Da, așa, știi, uite, dacă îl ții în mână. Da. Dar de arătat, ce pot să zic eu? Arată perfect. Arată perfect, perfect, bine. Perfect! Imediat vedem cât de gustos este! Albertina, noi vorbim și tare aici la emisiune, nu știm de ce. Mereu ni se atrage atenția, dar... iată cozonacul. V-am zis că și ieri emisiunea noastră a fost pe primul loc la audiență, așa că și toată audiența de astăzi va vrea să vadă cum arată cozonacul Albertinei, pentru că cum arată Albertina, vedeți cu ochiul liber. Haide să-l desfacem. Să ne uităm. Ai emoții? Da. Ai emoții mari, nu? Nu știu cum arată la interior. Vrei să vezi? Da. După o scurtă pauză de publicitate. Așteptor. Sunt direct, oameni buni, și iată, Albertina a venit astăzi la noi cu un cozonac îmbătat și rămâne să-l vedem acum. Ne-a trimis mesaj colega noastră, prietena noastră, Raluca, Mălnaș, care se uită la televizor și spune că e poftă de cozonaci. Hai să vedem cum arată cozonacul. Ia. Ia să vedem. Albertina, emoții, dar este un succes extraordinar obținut de Albertina, 27 de ani. Arată bine? Alex, Cârțu, Nea Vasile? Da, eu zic că da. E ce trebuie, nu? Arată mai bine cel din video. În Austria se face cozonac? Nu, doar românii fac acolo cozonac. Deci doar românii fac cozonac. Deci dacă tu te duci în germană și vrei să ceri un cozonac, cum zici cozonac în germană? Monstrudel, dacă e cu mac sau nu. Monstru strudel. Vreau un monstru strudel. Perfect, haideți să vedem. Vlăduța Lupău va primi o felie semnificativă din cozonacul. Mulțumesc. Îmbătat. Uite-te cum arată. Ai venit Mulțumesc. Cu mașina? Nu, am venit cu avionul, deci pot să beau, pot să mânc. Nu e nicio problemă, tu, bravo. Îți mai dau o felie după. Domnule Nea Vasile, ia uite-l. Mamă. Ah, ce bine miroase. Ia uitați. Acum e acum, Albertina. Amu. Testul frumuseții l-a trecut cozonacul. Dar să vedem dacă testul gustului îl va trece. Ia să vedem. Mie îmi place. Stai să vedem dacă noi îi mai testăm și amortizoarele. E greu să vă rog frumos, camerele pe cozonac. Camerele pe cozonac și vedem dacă are amortizoare cum trebuie. Are! Perfect! Asta e cozonac german, mașină germană. Chiar dacă e îmbătat, e bun. E îmbătat, e bun, se rupe și fâșii, fâșii. Alex, se rupe. Eu de obicei nu mâncăm siropa, da? Așa muiat, ce să se mai... Dar ce ai pus rom în el? Vinars. Ce nume? Vinars. Vinars. Jinars. De asta ți-a plăcut ție, Vlăduța. Da. 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 Tot cred că ai băgat un pic mai devreme. De trei ori dat din partea mea. Vreau să zic că eu astăzi nu am vrut să mănânc cozonac și dulciuri și așa, dar m-am scăpat cum ar veni. Acum dacă s-a mâncat o bucată, poți să rămân pe tot, nu? Te rog. Ce să începem o analiză cât se poate de clară. Seamănă cu savarină. Ce anume? Nici că mănânc savarină, nu. Și aia e bună. Da? Da? Foarte bună. Dar cum e vrea, Nea Vasile, cozonacul? Îi simți drojdia? Nu. E bine. Bravo, nu-i simte drojdia, e bine. Bun. Am făcut are ceva sare bun. Suficientă, dulce, sare? Nu mai zic. E suficientă. Dulce, nu mai zic că e dulce de la siropul ăsta sau ce l-a băgat. Deci mai repede, bine ai să spun acum. Mai repede spre savarină decât spre cozonac să duce. Adică? E o rețetă de specială, cozonac îmbătat. Da, da, da. Una peste alta e bun. E bun, nu? Da, da, da. Interesant cum l-a scufundat? Pentru că așa trebuie la modelul ăsta. Da, dar e gustos? Bun? E gustos. Alex Cârțu. Mă uit așa la Nea Vasile, că și a ieșit din zona lui de confort și vorbește foarte frumos. Îl vezi aici? Ia.
E foarte greu să-ți dai seama în momentul în care îl... Stai un pic. Oameni buni, avem un minut de la laboratorul de chimie. Alex Cârțu. Ia, arată așa. Deci, este domnul profesor. E foarte greu să-ți dai seama în momentul în care însiropezi un astfel de cozonac. Mult. Dar ar mai fi trebuit copt. Puțin, nu mult. Ok. Undeva la un... Cam 8-10 cât? Minute. Mm-hmm. Iar mai fi trebuit. Îl dau înapoi să vină cu el mine? Te păcălești așa la prima vedere, pentru că e cozonacul. Nu? Cozonacul? Da. Dar ginuars l-ai simțit? L-am simțit, e foarte bun la gust. E foarte... Și oricum, nouă românilor ne plac deserturile însiropate. Corect. E echilibrat de dulce, nu se simte nici drojdia. Clar, mult mai însiropat decât cel de ieri. Cel de ieri pot să spun că pentru că ni l-a servit pe cel făcut în aceea zi, a cam tras tot siropul și nu prea s-a simțit. L-am făcut acum 2 zile. Acum 2 zile, deci contează, a ținut cont. Da, se simte, adică nici drojdia nu se simte. Are sare atât cât trebuie, umplutură cât trebuie, suficient de dulce, doar că ar mai fi trebuit puțin gătit. Chiar dacă este însiropat, simți când dai așa puțin cu limba pe... Data viitoare. Cine dă cu limba pe el, băi, Alex? Bai direct. Vlăduța, ți-e place Savarina? Dar cea mai fericită formulare de cuvit. Mie se vede că îmi place, că deja am mâncat jumătate din felia care mi-ai tăiat-o ei, nu prea. Și vreau să îi spun Albertinei că eu nu mănânc niciodată prăjituri sau, mă rog, nici cozonac, n-am mâncat niciodată în bătat sau în siropat sau cum vreți voi să-i adică ziceți. Adică ginarsul ei separat. Da, exact, le iau după. Dar îmi place foarte mult că nu am simțit gustul, adică nu am simțit că eu un cozonac în siropat sau o prăjitură sau un dulce în siropat. Asta mi-a plăcut. Ți-a plăcut, nu? Da. Nea Vasile, deci Marta, dacă ar fi să spui un punct care nu-ți convine la cozonacul ăsta. Cam înțeles că îți place în mare așa, dar ce nu-ți place? În mare place. Dacă nu i-am spune că e cozonac? Nu prea i-aș spune cozonac. E mai repede o prăjitură. Deci dacă nu i-am spune cozonac și te-am întrebat cum ți s-a părut această prăjitură, ce ai zice? De nota 10. Prăjitura de nota 10. Da. Dar cozonac nu e de cozonac, a? Da. Dar există cozonac. Hai, Vasile, că nu e de nota 10, că orice prăjitură pe care o guști și mai trebuie un pic gătită, nu poate să fie de nota 10. N-ai, eu înțeleg că ți-a dat mesaj iubita ta și ți-a spus să ai grijă cum jurizezi azi, dar totuși... Haide să fim realiști! Ți-a dat mesaj, a? Mi-a dat mesaj și mi-a zis așa. Cam drăguță concurenta de azi și n-ar strica să-i spui să-și prindă părul data viitoare. Mă să țin cont. Nicio legătură cu cozonacul. Nu, probabil să-și prindă părul când gătește. De ale fetelor. De ale fetelor, am înțeles. Albertina, asta e, vezi, telespectatoarele noastre pot să influențeze și membrii juriului. Tu vrei să-ți deschizi o cofetărie? Asta aș avea de... În plan, pe viitor, dar... Dar tu unde lucrezi acum? Acum lucrez la o multinațională. Da? Ca... Acasă lucrezi acum, nu? Da, de acasă. Da. Și cu ce se ocupă multinațională? Procter & Gamble. Am înțeles. Cine m-a pus întreb? Adică aveți cu toții produse acasă de la ei. Las-o așa acum! Atât! Am spus suficient. Am înțeles și eu că... Aici, întrebările mele. Hai să rămânem totuși la cofetăria noastră. Nu mergem mai departe. Zi, Alex. Ia vezi, ți-a mai dat mesaj Maria acum? Hai să verificăm. Deci fiecare jurat, la urma urmei, este, cum să vă zic, influențat și... Ți-a dat mesaj. Da. Nu, ai citit? Nu, am citit. Dar nu poți să citești acum, nu? Nu. Bună, Maria. Te pupăm. Eu mă bucur că, uite, vreau să le spunem oamenilor că tu încurajezi tinerii. Da. Încurajezi tinerii. Chiar încurajezi. Și am înțeles că și Albertina poate să vină să ia niște cursuri atunci când... Pot să-ți recomand pe cineva. Am niște prieteni cofetari unde ai putea să mergi să îți dezvolți skill-urile. Am înțeles. Ești de bucătar, mai ieșiți la pensie ceva, nu? Da, și singur și... Da, și singur, exact. Nu, că știam că tu încurajezi tinerii și școlile. Îi încurajez, da, dar pe unii de la distanță. Online, pe unii online. Online, da. Hai să dăm note!
Imediat. Vlăduța a spus că îi place cozonacul, că e foarte bun și ea va da prima notă. Vlăduța, trebuie să dai o notă exact cum simți tu. Ai gustat cozonacul, ești la restaurant și ăsta ți se aduce dimineața cu un pahar cu lapte. Nu ai lapte, îți dau eu. Și trebuie să dai o notă pentru acest cozonac pe care l-ai gustat. Pentru această delicatesă. Cred că nota asta nu prea vrea să iasă. Hai să vedem. Albertina Ștefan, oameni buni. Prima notă vine de la Vlăduța Lupău și... Mulțumesc! 10! Ai văzut că n-am vrut să arăt către Neava Zile și către Alex. Am stat așa mai... Să nu mă... 10! Mie îmi place, te felicit. Mulțumesc, mă bucur. Stai să vedem ce zice Alex Cârțu. Iar citești mesaje? Nu, gata. A, nu, că ne-am ce faci cu mâinile pe sub. Am nota aici. Alex Cârțu. Da. Te-ai hotărât? Este mai bun decât cel de ieri. Tot din aceeași categorie. Mult mai însiropat. Mult mai gustos. Dar mai trebuia un pic gătit. Ok. Dacă ar fi fost gătit ok și n-ar fi fost un pic crud, ar fi luat o notă mai mare. Te încurajez. Deci? Nota mea e 8. Băi, Alex. Mulțumesc. Bravo. Păi și ieri ai dat tot 8 și ai zis că e mai bun ca la de ieri. Păi da, dar cel de ieri era copt. Deci ne luăm din asta? Păi trebuie să ne luăm. Cum adică ne luăm din asta? Pentru 8 minute ne luăm de asta? Da, uneori, să știi, 8 minute... Ce poți face în 8 minute? Ai dreptate! Numai o secundă. Iar ai început să te lauzi și părinește, poate ți-a dat Maria mesaj acum. Lăudărosule, 8 minute, a? Auzi, dar să știi că m-a susținut foarte multă lume când am zis de 8 minute, deci cel mai probabil nu sunt singurul. Nu, păi dacă ești top. Care spune că... Să nu uităm totuși că suntem la o competiție internațională. Și mergem la domnul Nea Vasile, care sigur mai are ceva de zis și sigur vedem ce notă dă. Domnul Nea Vasile, Mata, ești juratul intransigent. Ce simți, Mata? Nota, Nea Vasile. Cum? Pentru modelul ăsta de cozonac, mai mult de 8 nu pot să dau. Da, asta e notă mare. Ai dat 8? E cam pe aceeași linie cu cel de ieri. Deci 8 ai dat? Da. Asta e. Cum e 8 în germană? Acht. Acht. Ia uzi, Alex Cârțu. Acht. Danke schön. Danke schön. Să fie decât ceva cu ah, știi? Ah. Da. Vreau să-ți spun ceva, Albertina. Ai 26 de puncte, ești pe primul loc, exact cum a fost concurenta de ieri, Dana Popa, la egalitate cu ea, 26 de puncte. Asta înseamnă că ai șanse să ajungi în finală. Ceea ce înseamnă că în finală trebuie să te pregătești să fie foarte bine. Mă pregătesc. Dar să nu uităm că mai avem o săptămână de concurs, da? Da. Perfect. Așadar... Acestea sunt notele, cozonacul interesant și din partea partenerului nostru, Dr. Edgar. Edgar. Am pronunțat bine? Da. Mai zi o dată. Edgar. Un coș cu produse. Mulțumim. Pe care să îl iei acasă și naturalic să gătești cu el și să exersezi, da? Naturalic. Perfect. Cum ești pe Instagram? Albert177ina. Vrei să spun pe germană? Deci, Albert, pe nu ești Albertina? Ba, da, am separat, că erau deja date numele. Și deci ești Albert? 177, Ina. Păi da, dar tu acum vezi că îi derutezi pe oameni, deci când zici Albert, zici că e un bărbat acolo. Deci când... Păi, trebuie să ajungă la final să vadă că sunt... Deci, Albert, 177, Ina. Cu doi de n sau un simplu ei? E un singur. Ai găsit ciucă? E bine. I-am dat. Ce? Follow. Bravo. A și dat like. Coșul e pentru tine. Îți mulțumim mult dacă vrei să spui ceva minunatului juriu. Dacă nu, danke schön, auf Wiedersehen. Și ne-am vedea când ne vedea. Danke schön. Apreciez punctajul. Bitte schön. Mulțumim mult. Numai bine. Mulțumim. Sărbători succes, fericite. La fel, Doamne ajută. Succes, sărbători. Numai bine. Da. Luni continuăm cu, bineînțeles, o altă concurentă la cozonacul de aur. Să vedem până la urmă cine va ajunge în finală. Dragi jurați, vă mulțumesc mult de tot. Alex Cârțu, să ai un weekend frumos. Mulțumesc, mai rezolvat și ieri și azi. No, no, no. Mi-am permis și eu o glumă și uite cum s-a întors împotriva. Tu m-ai rugat și chiar te rog. Acum știu că vrei să faci o declarație de dragoste iubitei tale, Maria, acum poți. De ce îmi faci? De ce îți place ție să amesteci Nu, să te treaba. Pregătești pentru un weekend romantic. Maria, să știi că ai un super băiat.
Perfect. Nea Vasile? Sănătate, weekend frumos! Nea Vasile, perfect! Ne vedem luni la Cozonacul de Aur cu altă concurentă și toate aceste lucruri se întâmplă doar aici, la emisiunea noastră.